Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod. Băi, poate vă întrebați de ce astăzi, ca să zic, eu filmez chestia asta marți. Și poate vă întrebați, Odi, da, de ce nu am văzut videoclipul cu... De ce n-am văzut cursa din China marți? Păi răspunsul a fost că am avut faze cu telefonul. Ca să înțelegeți, eu am scos telefonul de la încărcare când era cu 80, cred că. Și amui cu 80, special ca să vă pot filma videoclipul ăsta odată. Nu prea am putut să filmez, nu pot să postez videoclipul dacă telefonul l-a încărcat. Trebuie să-l mișc, uneori îl mișc, trebuie să fac chestii de asta. De asta vreau să postez videoclipul ăsta. Cred că o să vă le pun astea sâmbătă cred că o să vi le pun. Și o să vă pun China și Bahrain. Dar acum hai să trecem la Bahrain, băieți. După cursă minunată în China, urmează cursă foarte bună alături de Kimi în Bahrain, locul unde am câștigat în sezonul, în sezonul 3 am ajuns până pe 2, bătându-mă până la final cu Mercedes-urile, cu Norris în principal. Iar în sezonul 2 am câștigat acolo, iar în sezonul 1 am fost pe locul 16, n-a fost ultimul, știu că a fost cea mai bună cursa mea, dar fără punche. Deci în Bahrain de fiecare dată am reușit ceva poziție bună, deci hai să încercăm din nou. Hai să vedem cum o să fie treaba asta.
Băieți, băieți, nu mi-e să cred ce s-a întâmplat. Băieți, ești gata. Asta a fost pur și simplu tâmpit pentru Vettel. Deci Vettel a fost un tâmpit și jumătate. Ai, nu și jumătate, și tot a fost foarte tâmpit. Deci, cum să faci asta? Cum să alegi mișcarea aia? Deci ce a făcut el? Pur și simplu a încercat să vă depășească, a sărit și m-a lovit. Și atât rămas. Nu știu dacă a fost Stroll sau... Nu, Stroll, nu Stroll. Era în spatele meu, n-avea cum. Era pe linie, cu linie, da. Uai, cât e prost să fii Vettel să depășește linia aia. De asta eu exact știu ce fac. Știu, băieți, a fost un incident în mod normal de cursă și da, se mai întâmplă din astea ghinion din ăsta. Totuși, a fost o mișcare prea prostă, penalitate trebuie să fie. Iar eu aș putea să-i dau lui Vettel penalitățile alea, dar eu nu mă aleg cu nimic, eu am aleg, karma. De asta o să fac o chestie, o să dau swap de poziții cu Vettel, pentru că a fost un idiot și jumătate, deci nu pot, am... Deci, a fost un idiot și jumătate. O să încerc să caut o poză pentru thumbnail cu Vettel, sau în principal cu Alfa Romeo și Racing Point, că se lovesc. Nu contează, Bahrain, Germania, ce or fi, vreau să găsesc o poză din aia ca să fie perfect, pentru ca să vedeți ce s-a întâmplat, deci... Mă așteptam la... Nu chiar am condus cursa. Foarte bună cursa lui Tsunoda. Sunt foarte fericit pentru el. Fiind un rookie, s-a mișcat chiar bine. Dar... Bă, deci nu pot să spun că nu m-am concentrat. Eu puneam să rămân pe poziția 5, măcar 6 să fac. Dar, deci Vettel a fost un prost și jumătate. Deci nu. Deci nu e ok. Vettel, nu e ok. Ești un prost. Ești prost, Vettel. Deci... Pur și simplu n-are sens ce-a făcut el, deci... Oi, deci ați văzut clar că eu mă duceam, încercam să-l țin acolo în spate. Dacă mă depășeam nu-i bai, vreau să prind virajul măcar, că aveam puțin puteam să am avantaj de cei din spate și să prind măcar locul 6 sau 7, depinde dacă Norris mă depășa. Da. Dar mă, pur și simplu... Prost. Deci prost și jumătate, Vettel, n-au avut nicio idee în... M-a depășit și m-a lovit, m-a și învârtit puțin. Deci m-a învârtit și pur și simplu am... Mie, asta o semenă foarte mult cu Formula 1, dar Formula 1 nu te chiar învârte stilul ăsta și cât de prost să fii să lovești stilul ăsta. Deci pur și simplu un scenariu de ăsta, dacă eram mult la Red Bull și pățeam asta, aveam poza perfectă, dar... Na. Deci... Uai. Dar totuși foarte... Nașpa, acum hai să analizăm gridul că m-am enervat foarte tare din cauza lui. Deci a câștigat Russell, a reușit cel ceva destul de bine. Prima sa victorie în sezonul ăsta. Apoi avem Sainz, interesantă poziție Sainz. O reușit. Nu pot spune că Sainz a fost chiar un idiot, pentru că a avut chiar depășiri ok și m-a depășit într-un mod elegant. Și Tsunoda la fel. Verstappen, hai să zice că Verstappen a fost puțin idiot, dar îl pot accepta. Vettel, așa. Am zis, de Norris a reușit și el ceva treabă bună, Bottas bravo și Ricciardo bravo, Alonso bravo, Leclerc bravo, da. Și Latifi a fost foarte aproape, Latifi, Gasly și Elliot m-au depășit, numai Stroll care l-am mai reținut eu puțin în spate, în casă, nu fiu chiar ultimul în grilă, deci am terminat pe 14 și cred că am terminat pe 16 cu Alfa Romeo în sezonul trecut, în primul sezon. Deci o diferență, dar totuși v-am zis că o să schimb pozițiile cu Vettel, deci eu am fost pe locul 5. Lângă aia era poziția care rezolva, rezulta dacă Vettel nu era un idiot. Pare că deci, dacă asta era în realitate, m-aș fi dus, ca și cum s-a dus Verstappen la Ocon. M-aș fi dus la Vettel și mi-a zis că cât e prost ești, mă. Deci astea... Aș fi dus aia și zic, cât e prost ești, mă. Puhiul ăsta a intrat în mine cu toată puterea lui. Putea să frâneze. N-o frânat. Eu am frânat. Am autofrânare, Vettel. Eu am autofrânare. Tu n-ai. Tu trebuie să frânezi manual. Dar tu n-ai frânat manual. M-ai lovit instant. Pur și simplu, nu știu ce ai făcut acolo. Nu înțeleg. Habar n-am.
Nu m-am putut, n-am gândit-o prea repede, de asta puneam să activez ăla și să mă duc repede, dar n-am activat-o repede, că n-am știut ce-o fost. Am și vrut să zic ceva, dar am fost concentrat acolo. Și de asta că... Asta e faza și după aceea am vrut cumva să prind ălea, adică să am putere și după aceea să o prind, dar am zis că nu mai are sens, că nu mai prind nimica, măcar bine că l-am ținut post troll. Măcar atâta, să stau acolo. Da. Bă, dar aici a fost totul atât de aproape. A fost atât de aproape, atât de rapid. Deci dacă nu era Vettel, măcar pe 6 s-ar fi ajuns și eu. 8 puncte, nu-i rău, mă obișnuiesc. Dar totuși... Uai, mă, uai. Uai, mă, uai, cursă ciudată, aș putea spune. Mic, bă, că nu a reușit prea multe. Totuși vreau să schimb pozițiile cu Vettel. Am un as, o să spuneți că na, e... Că bă, nu faci bine, trebuie să dai lui Vettel 5 poziții penalitate, fi fost pe 10 din astea. Dar, bă, da, nu-i corect, așa o să ziceți și voi, bă, dar nu-i corect, bă, adică schimb pozițiile cu el. Bă, să spun clar, aici e cumva, în principal, regulile mele, nu zic că mă spun eu că șef, da, din astea. Am mai făcut din astea cu swap position, dar nu prea am făcut din astea cu swap position. N-am făcut din astea. Am vrut, dacă știți, în primul sezon în Monaco, când m-a lovit Vettel, nu Vettel, era, cred că, era Verstappen, m-a lovit Verstappen și am intrat în perete. Na și, pentru că a făcut asta, eu n-am putut să ies din perete și am vrut să fac swap position cu el, oricum aveam 5 secunde de penalitate, deci ar fi fost rămas acolo. Na. Dar pur și simplu, nu, aici pot să spun că fac swap position pentru că eu cred că eu am terminat cursa. Dacă așa ieșea cursa, cum să fac? Deci ca și cum aș putea cruce, să fi fost eu pe 2 și Verstappen să mi mă lovi puțin la cauciuc și din greșeală să fi ratat eu un viraj. Nu, din cauza lui puțin am ratat eu un viraj și aș fi trecut până pe 14. N-aș fi în swap position, pentru că n-a fost vina lui, dar m-a fost vina lui Vettel. Na, băi, cam asta a fost, na, nu pot să mai continui. Na, sper că v-a plăcut cursa asta. A fost o cursă care vreau să o revăd, mai ales faza aia. Da? Da, băi, cam asta a fost cursa asta. Să sperăm că în cursele viitoare Vettel va primi o penalitate de destulă. Nu pot să fac chestii alea că, cum zic, ca și cum aș putea eu să editez ca următoarea cursă, cum zic, să-l bag pe Vettel la altă echipă, ar fi cam exact la fel. Asta de celălalt șofer nou. La echipa aia sau de Stroll. Da, asta e faza. Deci, băieți, ne vedem data viitoare și sper că data viitoare Vettel să știe să frâneze. Pa, pa!